o discuție. Jurnalistul Digi24, Claudiu Pândaru, în direct acum prin telefon. Mulțumesc, Claudiu, pentru intervenție. E un pas în spate sau e un pas în lateral al lui Dan Barna pentru a debloca această situație? Bun găsit. Pare, da, a fi o propunere pentru a debloca această situație. Acum, această mutare politică pe care o face Dan Barna îl pune într-o situație destul de dificilă pe domnul Orban, pentru că, de fapt, de ce sunt sau au fost până acum acuzați cei doi șefi ai PNL și USR Plus? De faptul că se cramponează în realitate de șefia Camerei Deputaților, fiecare o revendicau pentru ei, domnul Orban pentru dânsul, domnul Barna la fel, pentru domnia sa, și acolo se blocaseră negocierile. Negocierile nu erau blocate la numele premierului, nu erau blocate nici în puncte ale programului de guvernare eventual sau idei legate de priorități pe care le-ar putea avea următorul guvern, ci la această funcție de șef al Camerei Deputaților. Or, domnul Barna face în momentul ăsta o mutare strategică, demonstrând sau încercând să demonstreze atât electoratului, cât și propriilor colegi, dar și partenerilor de coaliție, că acea funcție nu o cere pentru domnia sa. Domnul Orban nu are foarte multe soluții la îndemână, mai ales că, înțeleg, tot domnul Barna le propune pentru a conferi într-un fel sau altul legitimitate, dar și un echilibru colegilor din această viitoare coaliție, cei care stau la masa negocierilor, funcții de vicepremier pentru fiecare dintre șefii formațiunii. Pentru dânsul, pentru domnul Orban și pentru Kelemen Hunor, la fel șef al UDMR și UDMR-ul fiind la masa negocierilor pentru formarea acestei coaliții. Mingea e, iată, la domnul Orban. Domnul Orban este cel care trebuie să vină acum cu un răspuns și o să vedem care o să fie acela. Mai este interesant faptul că, din ceea ce știm, sunt surse citate chiar de către colegii noștri, ar fi USR Plus și PNL, între domnul Barna și domnul Orban. Ori domnul Barna, înțelegem, iată că a dorit, se pare, înainte de această întâlnire, să anunțe care sunt termenii discuțiilor ce vor urma. Repet, mingea este acum la domnul Ludovic Orban, care trebuie să decidă ce face. Insistă în continuare pentru această funcție de șef al Camerei Deputaților sau vine cu o altă soluție. În cazul în care Ludovic Orban ar accepta numirea lui Cătălin Drulă ca șef al Camerei Deputaților, ar fi un semn acordat și încrederii în viitoarea guvernare împreună cu USR Plus? Mai degrabă, în acest moment, această insistență pe care domnul Orban o avea în a prelua șefia Camerei Deputaților ținea de o ecuație internă din Partidul Național Liberal, pentru că domnul Orban a rămas fără poziția de premier și doar cu poziția de șef al partidului. Ori, în absența unei și a unei funcții executive, e foarte dificil să speri că te vei putea menține ca centru de putere în conducerea unei formațiuni dacă, de fapt, deciziile, dacă în realitate numirile, deciziile importante politice și nu numai, sunt luate în altă parte. Asta era motivul pentru care domnul Ludovic Orban, sau ăsta e motivul pentru care domnul Ludovic Orban încearcă să obțină acea funcție de șef al Camerei Deputaților. Vom vedea până la urmă care va fi decizia și cum va scăpa din această
de această mutare politică pe care domnul Barna a făcut-o acum. Dan Barna încearcă așadar o mutare de șah la adresa lui Ludovic Orban, cel care recent spunea de altfel că nu se cramponează de funcții. Tocmai asta este propunerea pe care o face astăzi în mod public Dan Barna, copreședintele USR Plus, către Ludovic Orban să accepte numirea lui Cătălin Drulă în funcția de șef al Camerei Deputaților, iar Dan Barna împreună cu Ludovic Orban, dar și cu Kelemen Hunor, să fie numiți vicepremieri în viitorul guvern, în cadrul coaliției de dreapta pe care încearcă să o pună acum la punct. O propunere la care așteptăm să vedem cum va răspunde astăzi Ludovic Orban. Cei doi vor avea o discuție pe parcursul zilei, evident. Vom urmări tot ceea ce se întâmplă în spectrul politic. Mulțumesc mult, Claudiu Pândaru, pentru intervenție. Colegii mei urmăresc de asemenea.